și astăzi, pentru că dumneavoastră sunteți o magiată și împlimiți o vârstă frumoasă, aveți persoane dragi alături de dumneavoastră, însă aveți și pe cineva care este departe, care astăzi s-a gândit să vă facă ziua mai frumoasă și să vă aducă emoții colorate în casa dumneavoastră. O să vă întreb dacă bănuiți cine ne-a trimis pe noi la dumneavoastră. Gheorghe. Așa, într-adevăr, fiul dumneavoastră are această țărtă gustoasă pentru dumneavoastră. Aceste flori frumoase la cer sunt pentru dumneavoastră. Așa, o să vă rog să le luați. Așa, poate soțul vă ajută cu torta sau... Așa. Avem aici niște baloane non-petoase, dar cu niște mesaje frumoase. O să le lăs tot aici. Așa. Și am și o sticlă de șampanie cu care veți sărbători frumoasă dumneavoastră în mesaj. Vă rog să o luați. Mulțumim frumos! Gheorghe ne-a lăsat nouă și un mesaj emoționant pe care eu o să vă-l citesc. Scumpă mamă, în această zi deosebită, vreau să ai cât mai multe motive de fericire. De aceea, îți trimit toată căldura, recunoștința și dragostea ce ți-o port prin intermediul acestui buchet minunat de flori. Fie ca sănătatea și zâmbetul tău de pe față să nu-ți dispară nicicând. Să ai în preajma ta numai oameni sinceri și buni, precum ești tu. Vreau să-ți mulțumesc pentru toate eforturile ce le-ai făcut și le faci pentru noi. Iar grija ta să știi că o simt și de la depărtare. Vă iubesc și mi-este tare dor de voi. La mulți ani, mamă! Cu mult drag, fiul Gheorghe din depărtare. Aveți un mesaj pe care doriți să-l transmiteți fiului dumneavoastră? Să-i spun că îl iubim și noi el ori de mult, că și îl așteptăm cu drag acasă, în orice moment și în orice clipă. Îl iubim tare, îl așteptăm acasă, mereu. Mulțumim frumos! Cu mult drag! Noi vă dorim un sincer la mulți ani, să fiți sănătoasă, fericită, să aveți bucurii din partea copiilor, iar cei dragi mereu să vă fie alături. La mulți ani și cât mai curând să-l prindeți la brațe și pe celălalt fiu.